plecat frumos în costum de vară. Bună, Carina. Bună. Mă bucur mult să te văd. Ai 14 ani? Da. Ai terminat clasa 8-a? Da. Ai luat buletinul? Da. Bravo, Jorge. David, tu ce faci, mă, prietenul meu? Noroc, mă. Haide să luăm un loc aici pe canapea. Fii atent, tu vreau să stai cu mine și să-i luăm la întrebări, vrei? Vrei să facem așa? Vino aici, lângă mine. Ia un loc aici, lângă mine. Ce mă bucur să vă văd, Jorge, îmbrăcat așa, estival, oameni buni, pentru că, ce mai e, încă un pic și suntem în august, în plină vară. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem relaxați, dar plini de viață, că suntem, na, în vacanță, cu copii. Alergătură, muncă, dar și bucurie așa. Da, se vede că ați fost și în vacanță, că sunteți un pic și bronzați, ceea ce vă dorim și dumneavoastră celor de acasă și nouă, ne dorim, Ciucă, că plecați și noi în vacanță, nu? Aștept. Perfect. Unde mergeți în vacanță? Avem și noi destinații. Ciucă, tu pe unde pleci? Cred că plec în Grecia. Ciucă pleacă în Grecia, eu plec în Spania, mai avem tot felul de lucruri pe aici prin țară. Cum să facem, Jorge? Da, și noi abia așteptăm. Munte, mi-e dor de munte, vreau să merg la munte, că nu mai vreau o drumeție, vreau aer curat, nu mai pot. Deci, gata, vrei cățărat pe munte? Vreau cățărat pe munte. În România, asta îmi place mult și na, e frumos. După ce ai fost prin Turcia și pe unde ai fost, acum vrei în România după ce te-ai bronzat? Păi unde puteam să mă bronzez la munte? Doar la Cota 2000 sau la Om. Și bronzul ăla de munte întotdeauna la e Om, ăla rezistent. Vezi că aveam o tradiție anii trecuți, acum na, cu genunchiul mi-e mai greu să merg până la Om, dar făceam vară de vară cu soția mea, o dată pe vară făceam traseu până la Om. Foarte frumos. Da. Cunoaștem ce e treaba asta cu genunchii rupți, că nu mai poți să mergi așa pe munți, că mergeam noi Ciucă și rupeam. Stai să vorbim aici cu Carina, băi, băiatul meu, deci Carina, oameni buni, 14 ani, gata, ai terminat școala generală, începe liceu. Da, începe liceu. Emoții. Sunt emoții? Da, sunt emoții, adică ei pot să fie, na, diferit de cum altă lume, alți colegi. Da, chiar da. Nu știu, acum să vedem, din septembrie. Foarte frumos. Da, te-ai gândit așa sau e prea devreme să întreb la vârsta asta în ce zonă vrei să te duci? Medicină, pe estetică. A, deci e clar hotărât? Clar. Mamă, ce-mi plac oamenii ăștia. Nici n-au terminat clasa 8-a bine și știu exact ce vor să facă după ce termină și liceul și facultatea. Da, eu, mi se pare un noroc asta, adică un noroc. Eu i-am zis că e fantastică. Mi se pare că e foarte tare treaba asta. Pentru mine a fost greu când eram în liceu să-mi dau seama ce cred eu că trebuie să fac în viață și sunt sigur că și cei care se uită la noi, o parte dintre noi, oameni, n-am știut cu ce, de unde. Nici după ce termin mereu facultatea nu știi dacă e bine pe drumul ăla. Dar mereu am fost invidios pe cei care, nu că invidios, îi admiram și mă gândeam, zic, bă, dar eu de ce n-am și o pasiune de genul ăsta? Să știu că vreau să fiu medic, avocat, inginer, arhitect sau ce mai aveam prieteni. Dar la tine de ce vrei să te duci în zona asta, Carina? Păi mi se pare că, adică, mereu toată lumea m-a îndrumat spre medicină, da, mă atrage, adică n-am probleme cu... Na. Să-ți fie frică de sânge, de operații sau așa mai departe? E chiar sadică, dacă mă... Da, chiar da, adică de când sunt mică mă tot uit la filme cu doctor și așa și mi se pare, adică, o meserie nu numai că e profitabilă, dar și că mă simt eu bine. Foarte frumos. Îmi plac tinerii ăștia hotărâți. Am văzut că ai și un tatuaj cu henna, nu? Da. Ok. Da. Perfect. Te mai enervează, Jorge, din când în când tatăl tău? Fii sinceră. Nu. Ai zis de prea încerc. Ce frică, bă! Nu știu să minte, nu? Nu. Ok. Nu mă enervează. Câți oameni se uită pe subiect? Nu, că acum ești perioada aia adolescenței, știi? Și de asta să știu și pe mine ce mă așteaptă cu David și cu... Adică nu mă enervează. Mi se pare că este un părinte foarte înțelegător. Adevărul că ai un tată și super cool și e super mișto și prieten. Da, exact. Adică e un părinte înțelegător, mă ajută... Da, vreau să fii sinceră cu mine. Da. Nu te-a sfătuit oarecum și el să te duci în zona asta de medicină estetică pe principiu? Da. Te-a sfătuit, nu? M-a sfătuit. Te-a sfătuit. Pe principiu lasă că o să crească fiimea mare, o să fie medic estetician, iar o să rămân mereu tânăr și neliniștit. Nu. Ba da, o să vină. Stai să vezi, primele intervenții la el trebuie să le faci. Da, mă gândesc deja să dau și eu cu ea la medicină. Adică, până la urmă, ce? Da, adică poți să mă reprofilez. Dar tu, la tine, tu ce vreau părinții tăi să te faci când erai mic? Orice, numai să învăț. Adevărul că înțeleg că ăsta e principiul părinților. Bă, orice, dar măcar pune mâna pe carte. Pune mâna pe carte, asta auzeam toată copilul. Pune mâna pe carte, v-am pus, gata.
Și da, îmi doream, eu mi-am dorit medicină, pentru că am dat bacul la anatomie și am... De fapt, tu ți-ai dorit medicină? Eu mi-am dorit medicină, da. Eu chiar și acum mă gândesc dacă să fie, nu e prea târziu sau... Nu, Jorge, da. Lasă, totuși nu trebuie să strămâie mâna când intri în sala de operație. No. Totuși ai o vârstă până termin medicina, că așa ține vreo 6 ani până mai nu fac masterele. Da. Nu vrei mai bine, lasă, să o lăsăm pe Carina să facă treaba asta. Nu, Carina? Adică mi-a spus că tata chiar regretă că de când e mic, că n-a făcut medicina și adică mi se pare că na, merită toți anii de școală și de facultate. Da, merită, e normal, merită. Că n-ai 18 ani. Da. Astea puși la 45 de ani să faci medicina 41, 6, 41 cu încă 6 ani, 47, până de master face 50 de ani. Da. Mai rămâi 2 ani repetând, adică... că mai ai concerte, mai ai lucruri de făcut, adică... Totuși, o termin pe la 60 de ani. Păi și ce? Până la urmă, important e să faci ce-ți place în viață și eu nu cred că e niciodată prea târziu. Uite, de exemplu, am avut un podcast acum cu Super Nanny, cu Irina Petrea și superbă, cu... Superbă Super Nanny. Oricând te poți reinventa, oricând poți să te apuci de ceea ce ți-a plăcut în viață, poți să te apuci și la 50 de ani de... Da, nu cred că tu acum vrei să te apuci la 50 de ani de profilat să intri în sala de operație. Te vezi făcând asta? Sincer, da, mă văd făcând asta. De ce nu? Mi-ar plăcea să... Uite, dacă e ceva, mi-ar plăcea să fiu medic, de exemplu. Mi-ar plăcea. Da, ai putea să mai profesezi trecând după viața asta de artist în care evenimente, spectacole, un alt program, să te duci undeva să-ți faci gărzi, să stai 8-9 ore în sala de operații, să faci meseria asta zi de zi? Mă, Himalaya nu urci într-un pas. E pas cu pas. Până la urmă, ormei, orice munte, că vorbeam de vârful omul, da? E pas cu pas. Eu nu cred că în momentul în care te apuci de ceva și știi că vrei să termini, nu mai contează cât de lung e drumul. Important e dacă îți place și dacă îți place, eu încurajez pe oricine să facă lucrurile pentru care au venit pe planeta asta, pentru că sunt oameni care trăiesc în frustrare și e păcat să, și asta e adevărat. Să stai frustrat că n-ai făcut nu știu ce. Mai bine te apuci, vezi dacă e de tine, dacă nu e de tine, te reprofilezi. Dar măcar încerci. Măcar încerci. Te gândi, mă, David, ce vrei să te faci când o să fii mare? Ce vrei? Tu ce vrei? Zi. Builder, ai zis că vrei să fie... Vreau să fiu un constructor. Constructor? Constructor, da. Bravo, mamă, foarte tare. O să ai firma ta de construcții și o să faci blocuri? Da. Și deja sunt la clasa a doua. Tu ești clasa a doua. Dar e bine că știi și din clasa a doua ce vrei să faci. Dar nu, da, abia am primit. Ai trecut în clasa a doua? Da. Și cum a fost în clasa a întâi? Bine. Te-a plăcut? Da. Perfect, acum o să fie în clasa a doua mai fain. Vrei să le punem 2-3 întrebări? Să vedem cât de bine se cunosc tată și fică? Dar repede, le punem 2-3 întrebări? Timid, de ce e numai așa timid? Nu e timid, David nu e timid, David este prietenul meu. Și haide repede să vedem, fii atent, întrebăm repede să vedem cât de bine se cunosc, da? De ce oftezi? Nu înțeleg, de ce oftezi? Carina, știi povestea provocarea TikTok? Închideți ochii și arătați de la unul la altul, da? Să vedem cât de bine vă descurcați. Dar sincer, care dintre voi doarme mai mult? Ce? Deci puteți deschide ochii acum, a zis nu? Ce? Cine doarme mai mult? Tu! Tu dormi mai mult! Tu adormi pe canapea! Păi lasă-mă, dar tu dormi până la 12 ziua! A, mă rog! Păi da, dar dacă tu adormi pe canapea la 8 seara până dimineața, tot aia e! Exact! Dormi mai mult, nu? Adolescenții dorm mai mult, dorm cum nu, eu adorm la 1 până la 12, vreo 11 ore așa, și tu adormi de la 9 până la 7. La 9? Da, hai, Jorge, lasă-o așa, nu te mai da tinerel, că la ora 9 ești în pat și-s fără. Aseara a dormit ca o... Aseara, da, la altă seară, ai dormit la 9 seara. Ca o majoretă, deci aseară ne-am uitat, ne-am pus un film. Și ca să ne uităm, tatea, ne uităm la un film. Ăsta, vreau să ne uităm la ăsta. Ne-am dat drumul la film, eu și soția... Am rămas până la final, să ne uităm, mai erau 50 de minute, ea a dormit pe canapea. Normal, dacă ai ales tu filmul, era și plictisitor filmul. Nu am ales eu filmul, ce? Hai să mergem mai departe, hai să mergem mai departe. Închideți ochii și te vedem. Care dintre voi este mai supărăcios? Corect. Care dintre voi petrece mai mult timp pe telefon? Ia, fii atent, Carina, nu, tu, Jorge, ia, arată către tine. Cum eu? Tu muncești pe telefon, tu stai pe telefon în bucătărie. În bucătărie, când stai pe locul tău, nu există să nu stai pe telefon. Care și știi și tu. Okay. Da. Tu dormi mai puțin? Am înțeles. Asta e, că revenim imediat. Hai să vedem mai departe, închideți ochii. Care dintre voi e mai amuzant? Hai nu minți. Amândoi, ok, perfect. Mai mult Carina. Care dintre voi minte mai mult? Carina, nu înțeleg ce e semnul ăsta. Ce a fost asta? Pe cine minte? Care cum să... Mi mințim, dacă e asta. La fel de...
Ce? Păi nu, adică la fel de puțin, așa, la fel de mult. Adică da, în aceeași măsură. Hai să mergem mai departe, hai să mergem mai departe. Care dintre voi are mereu dreptate? Am deja am văzut că i-a arătat, dar se știe că eu am dreptate. De ce a răspuns spre tine? Nicio șansă. Ce okay. Zici? Cine are dreptate mai mult? Hai, cu adolescenții ăștia. Cine? Cari. Tu ai auzit? David spune că Carin are mai mult dreptate decât tine, deci ambii sunt 2-1. Și de fiecare dată... Ia să vă faceți de mâncare amândoi, mă, să vă gătiți. Deci, băi, gata, Jorge, da, las-o așa. Deci și David și Carin au zis că ea, că ea are dreptate. Da? Contrazi, ok. Perfect, hai să mergem mai departe, da? Care dintre voi este mai dezordonat? Prima dată arătat de către tine. Hai să vedem. Care dintre voi este mai cicălitor? Adică, care, da, ok, Jorge, ești de la vârstă. Care dintre voi cheltuiește mai mulți bani? Corect. Care dintre voi întârzie și nu-i punctual? Corect. Se știe. Și aici asta, fii atent, că îi dăm lovitura acum. Care dintre voi are mai multe secrete? Bine, stai puțin, că nu pot să le spui tot copiilor. Vorba aia, are 14 ani, are 6 ani, na. Nu poți să spui tot, numai... Și până la urmă, Și la urmă, așa. Până la urmă. Are 40 de ani, am 14. El... Are 41. 41. La 42. O nuanță, nimic interesant, e o cifră. Nu avea mult mai mulți ani în care să formeze aceste secrete decât normal, bine. Normal. Eu mă bucur că aveți o relație așa frumoasă și am și o întrebare de la David, care doarme cel mai puțin în casă. Eu dorm cel mai puțin. Te-ai trezit după mine. Mami doarme cel mai puțin. Ok, perfect. Nu, David, eu. Tu ești. David, fii atent. Vreau să-mi trimis poze din vacanță. Vreau să-mi trimis poze de la munte, să ai o vară frumoasă și te așteptăm oricum cu mare drag. Bine? Da. Perfect. Uite-te acolo la televizor, tu ești la frumosul și de fiecare dată ești binevenit aici, că suntem prieteni, corect? Da. Bravo, și ți-ai făcut freza asta exact cum are Cristiano Ronaldo, este? Da. Bravo. Bun, fii atentă. O să facem în felul următor. Mai păsesc puțin pe tati. O să o iei tu pe Carina, să mergem în spate camerelor de filmat, că îi trebuie să bea niște zeamă de varză dacă nu se descurcă la un joc pe care l-am pregătit eu acum. O să vezi despre ce e vorba, da? Perfect. Și dacă câștigă tati, îți aduce un borcan de murături acasă. Stai să vezi lovitura. Perfect. Because. Perfect, bun. Haideți să facem în felul următor. Uite, te duci cu sora ta, Carina. Carina, mă bucur mult de tot că te-am cunoscut. Să ai multă baftă și să ne vedem cu drag data viitoare, doamna doctor estetician. Normal. Un pic aici la riduri, la amândoi. Crezi că dacă venim amândoi avem o reducere? Da, normal. Asta 20%. Avem 20% în plus. Bă, de vezi că e și hotărât, adică și știi exact. 20%, perfect. Fii atent, Jorge, o să-l aduc alături de noi. Unde e borcanul ăla de murături? Adă ciucă borcanul de murături. Adă șaturile. Adul pe Cătălin Neamțu, prietenul nostru. Îl avem pe mexicanul care n-a venit singur, a venit cu prietenii lui. Și facem în felul următor, o să și cântăm trească băieții, salut! Trească boierul! Ce fac prietenii noștri mexicani? Prezență la datorie, forțe noi și să vedem cum se descurcă concurenții. Fii atent, avem acolo trofeul cel mare, un borcan de murături și avem niște șaturi cu borș, da? Iar acum este un examen de cultură muzicală, da? Perfect! De lăutărie, adică. Am înțeles, să vedem acum. Deci mexicanul, vreau să mergem pe un cod de lăutărie. Jorge, nu mânca din trofeu. Încă n-ai câștigat, nu trebuie să mâncăm premiu. Poate e premiul lui Neamțu și ai mâncat premiu. Unde e Neamțu? Haide să vină și prietenul nostru, Neamțu. N-am mâncat nimic. Urechea lipit de ușă sau regulile, că... Bă, regulile sunt foarte simple. Ia un loc aici lângă prietenul Jorge, care a început deja să mănânce din murăturile noastre. Așa, gata. Atenție mare. Să trăiți. Bună ziua, domnilor. Deci cine recunoaște melodia, apasă butonul. Mexicanul. Stai mă, ce câștigă. Unde te grăbești așa, mă, măruță, mă? Păi stai mă un pic. Unde grăbim așa? Păi ne grăbim, că n-avem ce vreți, plecăm și noi în vacanță. Să dăm și noi norocul în ăsta. Ajută. Păi nu, ia-și tu unul tot ăsta. Păi nu, că eu nu particip la concursul ăsta. Vezi că e cu borș. Ia tu cu Jorge, luați să vă acomodați. Așa. Deci, ideea e felul următor. Da. Aveți un buton acolo pe care trebuie să-l apăsați în cazul în care recunoașteți muzica, da? Da.
E muzică de petrecere, corect? De petrecere. De petrecere. Hai, noi suntem petrecăreții. Șefii petrecăreților. Bă, iar voi sunteți și voi petrecăreți, corect? Eu sunt maidanez petrecăreț. Să câștige cel mai mare. Eu petrec pe oriunde. S-a îmbrăcat amândoi, mă, într-un verde închis și verde deschis. Adică lasă numai că... Tu știi că eu când vin aici, vin îmbrăcat în negru și că mă rog de colegi să-mi dea un sac colorat. Ăsta e al Busu? Da, bineînțeles, ui. Ok, perfect, bravo. Ce Dumnezeu, ia uite, ce bine. Asta e bine că avem o garderobă comună. Busu, dacă nu-ți găsesc sacoul, e la neamțul. Dar fii atent, auzi, că el are mâinile mai lungi. Da. Uite. Și nu știa de bine și atunci l-am făcut așa. Exact, știi? Și pare altceva. Deci, da. Oameni buni, dacă vedeți acela sacou și la Busu, să știți că practic e doar o iluzie. Că practic e al lui. Mai lungi, da. Bun, deci ideea e felul următor. L-avem pe mexican, o muzică de petrecere. Vedem cine câștigă. Eu borcanul de murături. Eu sunt concentrat pe... Pac, dacă știi, apeși, da? Gata. Piese celebre de muzică de petrecere. Prima, hai să vedem. Cine pierde, bea așa. Ia. Hai băieții mei! Cine a apăsat primul? Bravo! A apăsat, n-am văzut că mă uitam cine. Ionel. E treaba bună. E bună, așa e. E treaba bună. Da. E ok? E treaba bună. Hai, sănătate, Doamne ajută. Borș. Hai, să fii sănătoși. Da. Și acum, ca să vedeți că nu e minciună de la noi, merge. Dovedit că este celebra piesă, mergem la următoarea melodie. Și pentru că îl văd pe neamțul așa hotărât, vrei să cânti ceva apoi cu mexicanul? Desigur. Live, că ți-e place să cânti? Cântă și Jorge mai încolo? Da. Perfect, gata. Deci, stai că e 1-0 la, pentru Jorge. Da. Ai vreo idee, Romeo? Lasă că vin ideile după aceea. Hai, a doua piesă la concurs. A doua piesă? Concurs, da. Hai, zi. Ia uite-l cum stă cu mâna. Dar nu era... Cine a apăsat primul oră? Eu am apăsat. Cine a apăsat neamțul primul? Să se dea înapoi. Eu am apăsat primul. El a apăsat primul. Ok, perfect. Nu a apăsat, mă uitam la oameni. Zi. Și Araiman și Araiman. Corect. Da. Clas, nu mai confirmăm, mergem mai departe. Da. Perfect, nu mai confirmăm, mergem mai departe. Ciucă să fii cu ochii pe oamenii aici care apasă primul. Că... Hai, dă-i! Da. E bine, ai vreun eveniment ceva? Să-mi dai și niște carne tocată, să fac niște perișoare mine. A treia piesă, că e 2-0. La calul bălan, la calul bălan și ia și bea. Hai. Băieți bă, mă, deci te băieți. Știe. Hai, noroc, doamne ăștia. 2-1. El a băut 2-1. Nu, invers, tu ai băut 2-1. Hai să vedem, dă-i nea, dă-i mexicanul, încă ceva. Ia. Nu! Unde se cântă și se bea. Vreau asta seara să petrec cu amintiri din viața mea. Stai că-ți gândi de piesă? Nu, stai. Așa, și după aia? Vagabondul vieții, o cânt și zici că nu ești nebun? E și bea. Asta cânt și uite la el. Ce-a cântat, mă, tu te-ai apucat de strofă. Băi, n-am știut. Știi ce se întâmplă până acum? Sunt competitiv. Deci sunt competitiv și vreau să iau borcanul ăsta cu murături în vacanță cu mine. Eu vreau să-l iau. E și... borcanul meu. De închide-l bine de tot. Deci mama, Jorge a început bine, 2-0 și acum 2-2. Dacă tu câștigi la cum se închide capacul ăla, vărsea ți-ar în portbagaj. Doamne, plin de blesteme, băiat. Când ai băut ultima dată pe melodia asta? Păi dacă este vărsul ăsta în portbagaj, îți dai seama să mă sune neamțul. Bă, are norocitule, am portbagajul plin de murături. Nu o să se întâmple, că o să am grijă de el. O să câștig eu, da. Bineînțeles. Când ai băut ceva? De fiecare dată când au melodia aia, mă ocup. Și ultima dată ce s-a întâmplat? Să fie câteva luni. Deci, da, practic, alimentezi constant. Dar trebuie să fie atmosfera, exact. Băieți, a treia piesă, ia să vedem. Eu zic să trecem puțin la o melodie mai albastră, ceva puțin mai greucean. Ia, da? Te rugăm. Știe
ciucă. Dar nu se pune. Te-a auzit? Incredibil, eu nu întreb pe ciucă, m-ai înțeles? Ben jumate-jumate, nu mai... Nu, am apăsat primul brațele meu, nu știu ce să zic. A apăsat primul, dar l-a auzit pe ciucă. Mamă, deși cu blesteme... Hai să mai aveți ceva piese? Nu se pune. Avem până mâine piese. Nu mă, ia și mai avem șatru. Hai, ce să facem? Deci la... Ai încercat să trișezi. Ai încercat să trișezi. Păi eu cu ce am trișat, bă, că l-am întrebat pe ăla și ai răspuns tu ce vrem să fac, ciucă? N-am auzit 3, mai 2. Nimic. Hai, următoarea, n-am repede, apăsat. Atenție și... Trebuie să apeși. Dacă știi, ridică mâna, Jorge. Ai apăsat-o! Cine, Jorge? Nu, eu, mă, păi l-aveam amândouă. Bă, mai ții minte tu, dragă Mărie, că nu erau cu ostrugurii și tu erai mică, Măriuță. Mă, nu știi, hai să-i dai mici. Da, păsa neamțul atunci pe la roșu, dar nu-i mai lua butonul. Nu-i mai, ce dai nici nu trebuie. Ia și băi. Băi, asta a fost, mă, nefră, mă. Băi, opticos rău, bă, neamțul. Da, bă, ține-l ăsta lângă tine aici. Opticos rău! Hai. 3-3, vezi că e borcanul de murături, e ce trebuie. Cred, sunt convins. Hai să vedem. Mexicanul și gașca lui, muzică de petrecere, recunoaștem refrenele. Bă, dar nu mă lăsați, bă, frate, nu să cânt și eu o strofă. Am venit degeaba aici. Foarte că nu știi, lasă-mă să cânt și eu o strofă, măcar. Dumă acasă, măi, travai. Dumă acasă, măi, travai. Mexicanule, haide să vedem. Bagă ceva mai greu un pic, că e 4-3. Da, mai greu. Ce e mai greu? Că am aici oameni care, cărora le place viața. Da, păi n-are voie să stea cu butonul. Tot respectul, ia să vedem. Ia uite ce iute de mână. Ia uite-l. Cu paharul lângă mine, cu cobzarul. Bine, uite așa, aș vrea să mor Gică Petrescu. Păi da, tot mai apăsa mai târziu. Paharul, ce mai avem? Iau continuă. E 5-3, mai facem încă una. Oricum, borcanul... Pe ce poți să egalezi? Păi poți să egalezi, hai. Da. Hai să vedem. Mai e una, mai e una. Mamă, bag una așa, frate, deci, o fin, o fin. Dacă o câștigi pe asta, borcanul e al tău. Da. Cum adică nu început? Mai da lumea peste cap. Așa am pus eu din prima. La 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 la. E bine, e bine, e bine. La 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 la, ia și bea. Nu știu ce dea până la urmă, cred că părțiți borcanul de murături. E 5-4. Îl fărâmă, legalez. Dar fii atent, dacă nu legalez, acum pleacă omul cu borcanul de murături. Hai să vedem. Deci mexicanul trebuie să fie puternică pentru că e luptă mare. M-a apăsat când vreau eu, că la muzica a început. A început, iau. Da, m-a apăsat când vreau. Stop, stai, stai. Nina, cât ai nimic, mă, frate, mă, ce vezi, mă? Nina, cât ai nimic, s-a apăsat cu butonul roșu. Păi oamenii apasă că vor borcanul de murături, e luptă mare. Adevărul e că merge cu cârnăciuri așa frumos de aia. Deci ai, doi a făcut romanda. Ceva cu mămăligă, aul. Mexicanul merge. Ia una de la zero, una de la zero, că e ultima, e bătălie mare. Fără intro, fără intro. Fără intro, direct. Fără intro, da? Băieți, dar repede. Ce repede? Păi să vezi că e egal cine repede. We are the champions. Ca la 4 dimineața. Ia. Ce? Ce? Mama are, fără mine nu are. Cine? Păi vrei borcanul pe mama? Stai mă, că... Păi zice mă la mie. Stai mă, că știu. Bravo. Bravo, 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 bravo. Tex, Jorge. Știu, stai muzică, știu linia melodică. Borcanul vine la mine, la țigani. Merge cu mămăligă. Ce fac cu frate, calul meu? Cu cine mă? Jorge, cu tot respectul. Hai mă, că știu melodia, dar nu mai știu titlul. Tot respect. Mamă, ce înfocat e. Nimeni nu are. Cum e? Se ia cu trudă. Deci acest borcan se câștigă cu trudă. Așa. Și cu măcar o, măcar o strofă. Ca deci, zi, și bea. Așa. Lasă că știu eu ce trebuie, ce trebuie. Băi, mexican.
ții borcanul. Moonwalk. Și să faci, mă, moonwalk. Nu. Mă vezi tu. Hai. Băi, stai un pic că nu înțeleg, deși ne-a zis foarte bine ce a zis prima dată, nu? Am zis mă. Melodia se numește. Da. Aia dinainte. Sunt un tată fericit. E adevărat? Corect. Deci neamțule, te rog, borcanul e... Accidat-o cu borcanul. Pleacă de la emisiune cu borcan de murături. Sănătate, sănătate. Asta e. Numai să ai grijă cum îl închizi, Jorge, să nu se desfacă în portbagaj. Să vezi că m-o sunat să spună că i s-a desfăcut borcanul. Facem în felul următor. Dacă tot au venit oamenii și sunt puși pe petrecere, îi organizăm în felul următor. Îl chemăm pe neamțul pentru că a pierdut și trebuie să-i dăm și lui, cum să zic, prestanță. Și îi dăm premiul 2. Locul 2 este să cânte cu voi. Live, da? Perfect. Locul 2 a câștigat, trei momente de celebritate alături de mexicanul și colegii lui să cânte live. Perfect. Iar apoi, Jorge, ne cânti și tu ceva cu mexicanul dacă tot avem telefonul. Da, cum să nu? Sunt pregătit oricând să cânt. De-aia am și venit, de-aia m-am născut. Perfect, ok. Dăm drumul la muzică. Mexicanul e cu noi, rămâi cu noi, da? Cu tot respectul, maestre. Și începeți voi și eu încerc să recunosc piesa, bine? Da. Ia. Nu e ca și cum. Da, exact, exact. Deci ei încep, tu recunoști piesa și începi să cânti. Că și așa am repetat înainte de emisiune. Da, exact. Nu cunoști asta. Nu cunosc piesa asta. Și Jorge, imediat! Jorge, rămâi cu noi, da? Da, borcanul de murături al lui. Da, ai văzut, mă, a venit și a făcut știi, pentru că da, Jorge e om ca lumea și a venit și... Atât de bine ai transmis, mă. Pentru mine să știi... O friptură, te rog, frumos. Patru mici. Pentru mine, să știi că cel mai important premiu a fost faptul că am cântat cu Marian Mexicanu și nu că am pierdut la concurs. Exact, tocmai asta zic și mai eu. Înțeleg. Să spunem de la borcan de murături. Tot respectul, boss. Dar n-am pierdut, a câștigat eu. N-am pierdut, a câștigat Jorge. Da, și o să cânte și Jorge cu mexicanul. Ia mă și